Salutare! În acest video vreau să vă prezint un proiect de drumuri realizat în Civil 3D și o să începem cu structura acestuia. Deci, avem folderul de proiect și eu l-am organizat în felul următor. Aici avem 01 fișierul cu shortcut-uri care le creează Civil 3D, da, pentru a crea referințe. Da, pentru că eu folosesc referințe în proiect, o să vorbim despre asta mai încolo. Și asta, de fapt, este folderul care și l-a creat CV-ul. În el eu nu am ce să modific, nu am ce să lucrez, decât el și-a de aici referințele. De exemplu, dacă o să intrăm în aliniamente, o să vedem că astea sunt toate referințele către aliniamente. Și dacă o să încercăm să deschidem un fișier, o să vedem că acolo există decât calea către acest fișier, adică CV-ul. Cu ajutorul acestui fișier știe să-și ia axul din fișierul respectiv. Să închidem un pic asta, da, și aici vedem. Shortcut name, asta este calea, da, către DVG-ul care conține axa 01, da, și DVG patch denumirea fișierului, da, deci practic în aceste fișiere, Civil își face legăturile pentru a ști de unde să-și ia datele de la proiect. Mai departe, Bordereau. Acesta este un fișier în care eu generez Bordereau. Bordereau se generează automat după planșele din DVG-uri. El, practic, eu când printez tot proiectul, se creează un fișier 00plot. De aici eu îmi extrag toate planșele, deci practic toate layout-urile, da? Adică numele layout-ului, da? Și numărul de planșe. Și asta când merge la print, de exemplu, Ctrl-P, aici apare borderul piese desenate și lista cu planșe. Asta trebuie decât să-i dau un refresh, reîmprospătare de la proiect la proiect. Îl folosesc același șablon, am generat acest fișier 00plot și practic bordereau se autocompletează. 00plot este fișierul pentru plotarea, printarea întregului proiect. Practic eu din acest fișier generez un PDF cu toate desenele, cu toate planșele. Și mai departe începe structura în felul următor. Deci aici tot ce ține cu 00 sunt practic fișiere de lucru. Proiectul, aici se creează proiectul, axele, lungul, coridorul, de exemplu, da? Terenul, aici este ridicarea topografică și topul este suprafața terenului, da? Care este adăugată ca și referință la proiect. Mai departe, cu 01 până la 07 și 08 cu semnalizarea, sunt planșele pentru printare, da? Adică aceste planșe iau referințele din proiect și aici deja generez planșele pentru printare. De exemplu, la plan de situație am nevoie să încarc din proiect axele în plan și probabil coridorul, dacă este cazul. La profil longitudinal încarc profilele prin teren și prin proiectat. Da? Și tot așa la fiecare planșe le adaug referințele din folderul proiect. Da? Astfel încât este mai ușor de e mai optimizat proiectul, mai ușor de lucrat, da? Pentru că în proiect este fișierul unde eu efectiv lucrez, fac modificările și aici deja modificăm planșele. Și ce interesant este aici, de exemplu, noi după ce am făcut toată structura asta, da, eu oricând aici este fișierul 00 proiect, da, practic aici unde sunt toate axele, da, adică avem axa 1, axa 2. Aici deja putem să adăugăm și harta în spate, de exemplu, să vedem situația în teren, da? Să vedem exact cum merge strada, pe unde merge. Și, practic, aici noi proiectăm lucrările noastre, da? Axele noastre. După ce am terminat, am definit deja profilele longitudinale. Aici deja scara avem 1 la 1000, avem butonul de synchronize în cazul în care am făcut o modificare în proiect. Ia să vedem, de exemplu, mergem în proiect,
mergem la axa 2. Aici mi-am desenat un punct de referință ca să știu, de exemplu, dacă modific, să știu unde să revin. Da? Și nouă ne rămâne decât să-i dăm un save. Da? Și când intrăm în fișierul profil longitudinal, parte care este pentru print, o să vedem că acolo ne rămâne decât să-i dăm un synchronize și planșa se actualizează automat. Hai, ce faci? Să închid Google Chrome, că probabil nu merge memorie. Gata, s-a actualizat. Și mergem la profil longitudinal, da? Vedem cum arată lungul. Dăm un synchronize. Și el, practic, acum și-a luat referințele din fișierul proiect, da? Și și-a refăcut lungul. Și dacă mergem pe planșe, da? La fel, vedem refăcut deja. La fel și pe planul de situație. Da? De exemplu, aici eu m-am jucat un pic, dar în proiect ne uităm de fapt că axa 2 este o linie dreaptă, da? Dar în plan de situație nu s-a actualizat. Acum ne rămâne aici decât să-i dăm un synchronize. Da? Și fișierul s-a refăcut. Mergem pe planșe. Ne rămâne decât să dăm print. Da? Practic, toate modificările sunt destul de dinamice. La fel și cu profilele transversale caracteristice. Da? Deci noi suntem la axa 2. Mergem să vedem în lung cum suntem noi. Practic am ridicat, trebuie să fim în rambleu. Dar înainte de asta nu trebuie să uit eu să-i dau un rebuild la coridor. Dacă mergem aici la coridor, ne zice că coridorul nostru nu este, a suferit modificări și trebuie de dat un rebuild. Putem să-i dăm un rebuild sau să-i dăm un rebuild automatic în cazul în care nu avem așa lungimi mari și putem să-i dăm un rebuild automatic dacă merge destul de repede. Fișierul dacă nu este destul de mare. Dăm un save. Da? Și vedem că transversalele s-au modificat. De exemplu, dacă transversalele noastre după modificare iese din chenar, putem oricând să-i dăm un update group. Da? Și ele se vor centra la noile poziții. Da? Și practic, acestea sunt toate transversalele pe toate axele într-un singur fișier și cu toate layout-urile create, planșele. Da? Oricând putem să-i dăm print, oricând putem să facem o modificare în proiect și transversalele se vor actualiza, la fel și cu planul de situație, da? Avem toate planșele create și oricând putem să facem orice modificare, putem să adăugăm. Aici avem sfârșit proiect, de exemplu, aici, da? Se suprapune peste podețul proiectat. Selectăm, îl mutăm și aici avem început proiect axa 02, strada Podișoare, kilometru 00. Sfârșit proiect axa 02, strada Podișoare, kilometru 0044. Și dacă mergem pe planșă, la fel vedem aici, da? Început proiect și sfârșit proiect. La fel putem să intrăm și aici, să tragem de asta. Putem să le aranjăm cum vrem noi. Și aici avem toate axele și la lunguri la fel, aceeași situație. Eu lungurile de obicei le aranjez și transversale le aranjez pe poziții verticale, dar la o distanță de 1000. Mi-am creat un array, da? Și practic le aranjez aici, pac, 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 pac. La distanța de 1000 pentru
că, bine, s-ar putea la 500, dar sunt unele planșe, da, ar merge și la 500. Sunt unele planșe cu declivități, unele axe cu declivități foarte mari. Bun, după ce tot proiectul este gata, generez un fișier PDF. Înainte, printam, de exemplu, intram în pan de situație, luam toate planșele și le dădeam la imprimantă, da? Acum nu mai fac așa, generez un fișier PDF care conține absolut tot proiectul, da? Deci cu fișierul plot printez toate planșele din începând cu 01 până în 07, da? Practic încarc toate layout-urile într-un singur, nu, un batch plot de fapt. Hai să vă arăt cum se face asta. La output, trebuie să fie undeva, output, avem comanda batch plot. Aici, ăsta le șterg și la butonul ăsta de plus adaug, de exemplu, toate layout-urile din aceste desene. Da? Dau select. Da? Și practic aici am deja tot proiectul, inclusiv plan general, plan ansamblu, plan de situație, da? Cu toate planșele, profil longitudinal, profil transversal tip, profil transversale caracteristice. Da? Dau click pe publish și se salvează toate într-un singur fișier, într-un singur fișier PDF. Ăsta. Și acum rămâne decât acest fișier de dat la imprimantă. E mult mai comod PDF pentru că l-ai generat odată și la imprimantă deja se generează, merge mult mai rapid printarea. De exemplu, la servici, când am avut un proiect destul de mare, m-am dus dimineața la servici, am aprins calculatorul, am aprins imprimanta, i-am dat un PDF, era un proiect destul de mare, i-am dat patru copii și toată ziua imprimanta plota, adică schimbam planșele, foile. Îi băgam foi imprimante, le luam, băgam, le luam. Nu mai trebuie să stai să dai plan de situații, profil transversal, da? Deci toate dintr-un singur foc. Bun, păi cam atât cu prezentarea și dacă aveți întrebări, puteți să le scrieți în comentarii și puteți să scrieți și stilul vostru de lucru. Vă salut!